ca un popor cu o istorie bimilenară, urmaș al lui Burebista și Decebal, al lui Mircea cel Bătrân și al lui Ștefan cel Mare, al lui Vlad Țepeș și Mihai Viteazul, Bălcescu și Alexandru Ioan Cuza, descendenți spirituali al lui Grigore Ureche și Miron Costin, al lui Mihai Eminescu și George Coșbuc, al lui Mihai Sadoveanu și Alexei Mateevici, ai Leonide Ilare, Dumitru Matkovski și ai lui Grigore Vieru, o spunem răspicat. Moldova nu este a lui Dodon, nu este a lui Usatăi, Moldova este a urmașilor noștri, acum și mâine, în vecii vecilor. Amin! Așa să ne ajute Dumnezeu!